Salve, dudes! Nu mai avem decât o singură zi până la lansarea Farming Simulatorului 23 și astea sunt lucrurile pe care le știm până acum. Jocul vine cu două hărți noi, Amberstone, care este varianta americană, și Neubrun, care este varianta mai europeană. Ele sunt foarte similare celor două hărți din FS22, și anume Encrick și Oberon. Pe ambele, de asemenea, sunt colectibile, așa că vom scoate și un clip în care să vă arăt toate locațiile de unde puteți să le strângeți. Dacă nu uităm pe ambele hărți, ei bine, avem terenuri drepte. Cu astea lucrătorul automat nu o să aibă probleme și, pentru că menționăm lucrătorul automat, vreau să vă înștiințez că el a fost refăcut pentru Farming Simulator 23 și chiar funcționează mai bine decât în FS22, decât varianta pe PC. Exact. În momentul de față, lucrătorul automat poate să ducă grâne, poate să vândă și poate să facă și mai multe drumuri și ca în Farming Simulator 22, de asemenea, poți să trimiți lucrătorul automat să ducă utilaje de pe aici și pe acolo. Deci nu mai trebuie să mai pierzi tot timpul cu asta. Și de asemenea mai are și o funcție, de exemplu, la traficul în momentul de față este mai inteligent, acum te și poate depăși și este puțin mai aware de ce se întâmplă și de acțiunile tale. Farming Simulator 23 vine cu peste 100 de vehicule și utilaje. Dar aici trebuie menționată o chestiune care abia acum s-a aflat și anume, pe partea de Nintendo, dacă joci pe versiunea asta, vei avea aproximativ 130 de vehicule și utilaje plus chiar. Și atâtea sunt în joc, doar că pe partea de mobile, dacă joci pe iOS sau Android, vei avea 100 și vei putea accesa restul utilajelor cu ceva microtransacții. Va trebui să plătești pentru a debloca celelalte vehicule și utilaje. Care sunt ele? Vom afla mâine, nici eu nu știu, de-abia aștept să jucăm. Unele dintre aceste utilaje sunt Class Trion 750, avem un Massey Ferguson 8S, seria 8, avem un New Holland T6 mediu, avem și un Rodne exact, adică acel pack de utilaje cu gabarit foarte mare pentru forestry, pentru că da, acum avem forestry și mai multe despre asta în curând. Avem un Massey Ferguson 3670, avem un Tiger 6S de la Ropa și avem de asemenea și un Load King, remorcă imensă, care are o capacitate de aproape 52 de metri cubi. Mai avem și un Mack Superliner 6x4 la 110.000 de euro și avem și un John Deere 4755, ăla clasic, un Kinze Mactil 261, care costă ceva, 72.000 de euro, și avem de asemenea și un Lemken Coralin 9840 la 87.000 de euro, un Terasem C6F de la Pottinger, celebra semănătoare, și avem și un fertilizator de la Hardy Mercury 4000 Elo pentru aceia dintre voi care vreți să vă aventurați în viță de vie și de asemenea în măslini. Avem și un Crampe Halfpipe HP20 remorcă și în continuare mai avem primele utilaje care au fost anunțate pentru versiunea asta de FS23 și anume celebrul Fend și de asemenea combina de la New Holland pentru struguri, pentru că da, avem posibilitate să recoltăm și struguri. Avem 14 culturi de plantat și recoltat și acum avem, cum bine spuneam mai devreme, struguri, măslin și sorg. Deci avem o varietate destul de mare și avem ce să facem în joc. De asemenea avem și lanțul de producție, adică fabricile cu care a venit nou FS22. Așa că acum luăm produsele și le transformăm mai departe ca bugetul să ni se mărească mai mult. Deci nu mai trebuie să ne limităm la a vinde fix cerealele recoltate direct. În materie de animale avem păsări și avem un nou tutorial, dar ăsta este disponibil doar pe varianta americană a hărții. Posibil ca la lansare să avem și pe varianta europeană, dar momentan s-a văzut, avem doar pe varianta americană. În continuare am câteva mici chichițe pe care le-am observat și pe care le-am aflat de-a lungul gameplay-urilor care deja există pe YouTube, și anume avem ierbicidarea și datul cu plugul, adică aratul, dar le avem obligatorii, nu există posibilitate să le poți dezactiva din meniu. Deci o să ne bătălim cu astea. De asemenea, economia acum este un picuț mai dificilă. Va trebui să faci foarte multe cicluri până când să scoți ceva bani. Jocul ăsta, din câte am auzit, FS23, este mai greu ca FS22. Din simplu fapt că terenurile sunt mai mici, cultura pe care o iei este mai puțină și va trebui să faci foarte multe culturi ca să-ți permiți mai departe un upgrade în fermă. Vorbeam mai devreme de vița de vie și măslini. Ei bine, din câte am aflat, astea nu pot fi plasate. Există deja pe hartă, deci probabil vom avea terenuri cu ele pe care noi putem să le cumpărăm. Nu există un build mode, un plasament, cum avem în Farming Simulator 22.
Autoload! Îl avem acum și pentru paleți și pentru baloți și îl avem de asemenea și pentru lemne. Pentru paleți și pentru baloți, din câte am înțeles, funcționează un picuț cum poate nu te-ai aștepta, și anume va trebui să folosim remorci speciale dacă vrem să încărcăm paleți și alte remorci dacă vrem să încărcăm automat baloți. Da, e puțin dubioasă toată treaba asta, noi că o să trebuiască să cheltuim mai mulți bani și așa va trebui să facem și mai multe cicluri de cultură, să scoatem foarte multă recoltă, să plătim pentru treaba asta. Dar partea bună este că nu mai încărcăm noi, totul este automat, autoload-ul funcționează foarte, foarte ușor și de asemenea și la lemne tot se încarcă automat. A, și tristea de zahăr nu există momentan pentru Farming Simulator 23. Zic momentan că nu se știe niciodată ce mai poate fi adăugat pe parcurs. Avem sezoane, dar aici e puțin cu asterix, și anume sezoanele nu afectează timpul de creștere al culturilor. Știți cum e în Farming Simulator 22? Putem pune anumite culturi doar în anumite luni. Ei bine, în FS 23 nu contează. Avem doar vizual, se schimbă culorile și toate cele, dar noi putem să punem aceleași culturi oricând vrem noi în an. Ce influențează totuși sunt prețurile de vânzare. Vor fi sezoane în care prețurile vor fi mai mari și sezoane în care prețurile vor fi mai mici. De asemenea, încă o chestie, și asta e foarte practică, care s-a adăugat, este posibilitatea de a dormi noaptea și acum nu mai trebuie să mai stăm și așteptăm să treacă timpul, și din câte am înțeles pe mobile erau maxim de 90 ori la timp. Acum putem să dormim noaptea și după aia putem să ne continuăm treaba de dimineață. Și o ultimă chestie care este un picuț mai tehnică, din ce am auzit de la oamenii care deja îl joacă, este că varianta pe Nintendo Switch nu este chiar atât de clară precum variantele de mobile. Din câte am auzit, pe iPad s-ar vedea cel mai bine. Asta, nu știu, rămâne de văzut după lansare să vedem mai multe opinii. Nu pot să-l testez pe toate, o să-l joc doar pe mobile, nu pot să-l testez și pe Nintendo Switch, dar momentan avem informația asta și cumva se leagă de altă informație pe care o știu, și anume că pe Nintendo Switch nu avem setări de grafică. Pe varianta de mobile avem setări de grafică, în funcție de ce telefon ai, poți să modifici un picuț să-ți meargă mai bine. Pe Nintendo Switch, așa cum vine, așa se joacă. Și dacă vă întrebați, da, jocul are o nouă grafică, este foarte, foarte arătos. Super chipeș, foarte detaliat, și umbrele au suferit schimbări majore și acum arată mult, mult mai bine. Pentru că nu mai avem decât o zi până la lansare, vreau să-mi spuneți în comentarii care dintre voi a dat deja pre-order sau care dintre voi plănuiește să-l cumpere, să-l joace, pentru că cred că o să facă puțin furor pe partea de mobile gaming. Până data viitoare, v-am salutat, mai bine! Pa, pa!